Am stat înainte de Dumnezeu și m-am rugat Domnului pentru cuvântul acesta. Nu știam că este cuvântul acesta. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă pasajul acesta și personajul acesta care, sincer să fiu, de când eram mic, nu știu de ce am crescut așa cu ideea asta, dar am auzit multe predici despre el, așa, din punct de vedere negativ, și așa am crescut cu o părere proastă. Studiind cuvântul lui Dumnezeu și luând fiecare verset și rugându-L pe Dumnezeu să aducă lumină peste el, să aducă lumină peste el, ca să mă învețe pe mine în primul rând și apoi acelora care le voi sluji. Mă rog, Domnule, ca în această seară Duhul lui Dumnezeu să atingă inimile noastre. Amin. Vedeți, mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață, nu doar o dată, de mai multe ori, când am auzit despre cineva ceva sau mi s-a povestit despre cineva ceva și mi-am făcut eu personal o părere negativă despre el. Când întâlneam persoana, fie la biserică sau fie în oraș sau unde ne întâlneam, deja îl vedeam rău, cu toate că n-am vorbit niciodată. Nu știu dacă mi s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat de mai multe ori. Niciodată n-am avut și niciodată n-am stat de vorbă cu persoana aceea, dar eu deja, în inima mea, l-aș judeca. Și pentru mine era ceva rău. Pentru mine era ceva, eu credeam ceea ce se spune. Duhul Sfânt mi-a adus aminte, într-o seară, cât de important este să încurajezi. Și mi-a adus aminte ca și tată, atunci când ne luăm copiii sau când stăm de vorbă cu ei, să nu uităm să încurajăm. Vedeți, o vorbă greșită, ieșită din gura aceasta, poate face mult rău și foarte greu se vindecă. Foarte greu. Uneori trebuie foarte mult să te lupți ca să repari ce-i spus. Dar un copil, ca să fie încrezător, ca să meargă înainte în ceea ce și-a propus, trebuie să-l îndemn de mai multe ori. Trebuie să stai pe capul lui, cum se spune, cum spunem noi români. Să-i spui tot timpul. Măi, ești bun. Du-te înainte. Continuă. Dumnezeu e cu tine. Părinții te sprijinesc. Și așa mai departe. La școală mi-a plăcut tare mult să citesc. Și acum citesc, dar nu prea mai am timp. Era o bibliotecă foarte mare și cu foarte multe subiecte. Tare mult mie mi-a plăcut consilierea spirituală și am citit multe cărți din privința aceasta. Am înțeles din aceste cărți că principal este Duhul Sfânt. El este acela care lucrează la inima omului și te ajută pe tine ce să spui, ce să vorbești. Când îți deschizi gura,
să spui cuvintele potrivite persoanei care a venit la tine, să-l ajuți, să-l sfătuiești, să-l ajuți să vadă calea. Majoritatea problemelor cu care veneau oamenii la acești consilieri, la acești păstori, erau identitatea. Identitatea lor personală. Nu știau de ce sunt pe pământ și la ce cheamă Dumnezeu sau ce treabă are Dumnezeu cu ei. Multe din aceste probleme erau legate de lucrul acesta. Mă rog Domnului, atunci când mă rog pentru Biserica de Montreal, mă rog Domnului ca niciunul dintre noi să nu lipsească niciodată. Așa cum am spus și data trecută, suntem din multe părți ale țării, ale României, dar Dumnezeu ne-a adus pe toți împreună să fim o biserică bună, să fim bună. Și cu trecerea timpului am învățat să ne iubim unii pe alții. Să ne cinstim, să ne respectăm. Și gândiți-vă, nu pot să-ți imaginezi cerul fără fratele lângă care ai stat poate 20 de ani. Sau 10 de ani. Sau 5 ani. Și de aceea mă rog Domnului ca niciunul să nu lipsească în cer. Cuvântul acesta este așa de important pentru noi și vreau să intrăm în subiectul predicii și vreau să vă încurajez din nou. Cum am spus și la trecut. Veneau la oamenii aceștia oameni care spuneau, frate, sunt un soț care nu sunt așa cum am sperat eu să fiu. Uite, fac aia. Și soția mea nu-i place de mine. Veneau surori care aveau alte probleme. Și tot așa, oamenii aceștia căutau sfat. Haideți în această seară să căutăm sfat de la Dumnezeu și din Cuvântul Său. Vă încurajez să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vă puneți înaintea lui Cuvântului lui Dumnezeu, să nu uitați că Duhul Sfânt ne luminează, nu mintea noastră proprie. Atunci când citiți Cuvântul lui Dumnezeu, rugați-L pe Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu împreună să ne ilumineze, să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Era un om din Beniamit, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui și așa mai departe, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul. Până aici, cu toții știm întâmplările și întâmplarea aceasta. Dar am găsit în cuvântul acesta un adevăr. De la nimeni, de la un nimeni, Dumnezeu a făcut împăratul lui Israel. Și repet lucrul ăsta. De la un nimeni pe care nimeni nu dădea doi bani. Dumnezeu l-a făcut împăratul lui Israel. Omul acesta, Saul. Dar haideți să privim de ce Dumnezeu l-a ales. De ce Dumnezeu l-a ales pe Saul, omul acesta, să devină împăratul lui Israel. Trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Și Cuvântul lui Dumnezeu dă lumini. De exemplu, în versetul 3.
măgărițele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit. Și Chis a zis fiului său Saul, ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Ce înseamnă lucrul acesta? Frați tineri, ce înseamnă lucrul acesta? Că a fost ascultător. Nu? Tatălui a zis ceva și el l-a ascultat. Dumnezeu privește și ne urmărește viața, frați și surori. Să nu credeți și să nu cred că suntem așa pe pământul acesta, trăim, mergem pe pământul acesta și ne facem viață. Dumnezeu ne urmărește. Dar ne urmărește cu un scop. O să vedem mai târziu. Când Dumnezeu caută la viața ta, caută să vadă cum trăiești. Caută să vadă cum ești tu. Versetul 3 spune că Saul era ascultător. Versetul 7 și 8 spune Saul a zis slugii sale. Dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Că și nu mai avem merinde în saci. Și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul, uite, eu am la mine un sfert de sicul de argint. Îl voi da omului Dumnezeu și ne va arăta drumul. Ce înseamnă? Haideți, participați. Ce înseamnă lucrul acesta? Era un om tare. Mai departe. Versetul 18. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis, arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului? Ce înseamnă? Vorbea politicos. Da? Mai departe. Versetul 5. Ajunseseră în țara Țuf, când Saul a zis slugii care însoțea, haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Și versetul 20. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, că s-au găsit și pentru cine este, păstrat tot ce este mai de preț în Israel. Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Din versetele acestea înțelegem că pe Saul interesa sentimentele tatălui lui. Îi păsa de ceea ce simțea tatălui. Mai departe. Versetul 21. Saul a răspuns, oare nu sunt eu Beniamit din una din cele mai mici seminții ale Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? 10 cu 21 și 22. A apropiat seminția lui Beniamin pe familie și a ieșit la sorți familia lui Matei, apoi a ieșit la sorți Saul, fiul lui Chis, l-au căutat, dar nu l-au găsit. Au întrebat din nou pe Domnul, a venit oare omul acesta aici? Și Domnul a zis, iată că este ascuns între vase. Ce înseamnă lucrul acesta? Era un om smerit. El nu se vedea în postura aceasta, fașistul. El nu se gândea și nu s-a gândit poate niciodată. Cu siguranță nu s-a gândit niciodată că o să ajungă în Palatul Izrael. Și când i s-a oferit lucrul acesta și i s-a spus, el a privit, el a spus, eu?
Eu pe mine, Dumnezeu, dar cine sunt eu? Umilință, smerenie. Vreau să vă încurajez, citind versetele acestea pe care le-am citit despre Saul, să ne trăim viața în frică de Dumnezeu. Dumnezeu ne urmărește și Dumnezeu se uită la viața noastră să vadă cum trăim, pentru că El are planuri cu noi. Dar ca să trecem la punctul 2, despre care vom vorbi imediat, trebuie să împlinim punctul primul punct. Trebuie să fim oameni pe care Dumnezeu să se folosească, oameni în care Dumnezeu să toarne, oameni în care Dumnezeu să pună Duhul Sfânt. Atunci când am venit pe pământul acesta, nu am venit la voia întâmplării. Psalmistul spunea, mai țesut în pântecele Maicii mele, Dumnezeu știa. Dumnezeu m-a făcut, Dumnezeu a lucrat în pântecele mai mare să mă nasc. Are un plan cu tine, are un plan cu mine. Și cum crești pe pământul acesta, Dumnezeu urmărește să vadă cum este caracterul tău, cum este viața ta. Ascunzi-te de părinți, primești sfaturile lor, citești cuvântul lui Dumnezeu, te schimbă. Asta face Dumnezeu. În al doilea rând, noi avem atâtea slăbiciuni ca oameni. Avem atâtea scăzăminte că uneori ne nouă rușine de noi. Și în familiile noastre mi s-a întâmplat de atâtea ori că stăteam pe bancă la biserică și aici se predica cuvântul sau se cânta o cântare și Dumnezeu vorbea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt mă făcea conștient de unele lucruri pe care le trăiam și nu erau bune. Știți că toate lucrurile acestea, toate slăbiciunile acestea, toate imperfecțiunile acestea, toate lucrurile acestea care le avem, Dumnezeu ne ajută să le schimbăm. Nu suntem perfecți, frați și surori. Și niciodată, pe pământul acesta, niciodată nu o să fim un soț perfect. O să mai greșesc. Nu o să fim un tată perfect. O să mai greșesc. Dar Dumnezeu ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Să creștem. De aceea, haideți și vă încurajez din nou, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Și va lucra. Acesta este primul punct, aș vrea să trecem la al doilea, care, așa cum am spus, depinde de primul. Dumnezeu ne binecuvintează și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu ne unge. Dar Dumnezeu nu face niciodată într-un vas murdar. Dumnezeu așteaptă și Dumnezeu lucrează la inima noastră ca să fim așa cum vrea El. Citind despre Saul, că și n-am citit în această seară, dar o să spicuim câteva versete. Omul acesta, cu toate că avea calități pe cărora Dumnezeu le plăcea, lui Dumnezeu îi plăcea, el a avut nevoie de schimbare în viața lui. El a avut nevoie de ungere, de Duhul Sfânt. A avut nevoie să fie schimbată inima. În al doilea rând, omul acesta l-a uns Samuel ca și împărat al Israel. Și atunci, și aici, Samuel, atunci când îl unge, îi dă niște semne ca să-i arate că Dumnezeu l-a chemat, ca să-l încurajeze pe el că la ceea ce l-a chemat Dumnezeu așa este.
Și spune versetul 1 din capitolul 10, Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te amuzi, Domnul, ca să fie căpetenia moștenirilor. Vorbește despre semnele care vor fi. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un altul. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele acestea s-au împlinit în acea zi. Când au ajuns la Ghibea, iată că a ieșit înainte o ceată de proroci, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Nu vă îngrijorați. Atunci când vă cheamă Dumnezeu la slujire, ce să faceți? Cum o să slujiți? Cum o să fiți? Dumnezeu nu ne lasă singuri. Dumnezeu ne ajută. Împăratul Saul, ca și împărat, avea nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Avea nevoie să fie schimbat. Și toate lucrurile acestea le-a făcut Dumnezeu. A fost treaba lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu, dacă, de exemplu, ne cheamă să fim proroci, ne lasă singuri? Să ne luptăm noi cu toți oamenii din jur? Dacă ne dă Dumnezeu lucrări și Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să le spunem, cunosc, am prieteni care suferă foarte mult din cauza lucrurilor acestea. Oamenii ocolesc. Oamenii vorbesc de rău. Oamenii chiar au curajul să spună că ceea ce zic ei nu e de la Dumnezeu. Și priviți în general despre slujba aceasta în Biblie. Nu este ceva căutat. Nu este ceva la modă. Dar atunci când te cheamă Dumnezeu să faci ceva, El te înzestrează. El pune în tine putere. Nu te lasă singur. Cum să faci o lucrare la care te-a chemat Dumnezeu? Singur. Dumnezeu este acela care pune în noi tot ceea ce este nevoie ca să ne facem slujba la care ne-a chemat Dumnezeu. O să trecem și la al treilea punct. Dar deocamdată stăm la doi. Repet din nou. Nu te speria de ce ți-a dat Dumnezeu și poate Dumnezeu ți-a vorbit poate cu mult timp în urmă că Dumnezeu vrea să-ți dea un dar sau Dumnezeu vrea să-ți cheme la o lucrare și te-ai speriat de atunci. Dumnezeu nu te lasă singur. Și Dumnezeu este cu tine prin Duhul Sfânt. Așa cum a lucrat cu Saul, așa va lucra și cu noi. Am fost oameni care am trăit după punctul întâi, după primul punct, Dumnezeu urmează să lucreze cu punctul doi. Și când Dumnezeu te ridică și te cheamă la o lucrare, prin Duhul Sfânt vei face lucrul acela. Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți că fiecare dintre noi trebuie să facem ceva. Amin. În al treilea rând, la ce ne cheamă, frate și soră, Dumnezeu pe noi ca oameni? După ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce ne-am predat viața în mâna Lui, după ce i-am promis că ascultăm și că urmăm pe pământul acesta. Ce ne îndeamnă Dumnezeu și ce ne spune Sfânta Scriptură că trebuie să facem? Să trăim după Scripturi. Să trăim
după Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este al treilea punct. Vedeți? Dumnezeu l-a umplut pe Saul. Dumnezeu i-a schimbat viața. Dumnezeu a fost cu el până l-a mai ascultat de Dumnezeu. Vedeți? Al treilea punct se leagă de al doilea. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat și Dumnezeu ne-a dat. Și-a făcut partea lui. Dar această ungere se menține doar prin ascultare. Tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca daruri se menține prin ascultare de Dumnezeu și de Cuvântul Său. Atunci când ieșim din tiparul acesta, Dumnezeu nu mai este cu noi. N-a durat mult și Saul a căzut în privința aceasta. N-a ascultat pe Dumnezeu. Și mai târziu, n-avem timp să citim, mai târziu, Duhul lui Dumnezeu a părăsit. Vreau să vă spun un adevăr pe care îl cred. Pentru că îl văd în multe biserici, mă rog Domnului să nu fie și la mine biserică. Oameni ordinați, oameni pe care Dumnezeu i-a chemat la slujbă, la slujire, la o slujbă biserică, dar care n-au Duhul lui Dumnezeu. Împăratul Saul a rămas împărat. Fiul lui nu i-a urmat la tron. Dar împăratul Saul a rămas împărat. Sunt atâția lucrători care rămân și își continuă slujba. Fie că cântă, fie că predică Evanghelia, fie că prorocesc. Dar nu cu Dumnezeu, ci singuri. Așa a fost și Saul. El a rămas în slujba, în slujba și la ceea ce a chemat Dumnezeu. Dar fără Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care poartă un nume. S-a întâmplat odată când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și și-au predat viața în mâna lor, în mâna lui Dumnezeu. Dar astăzi, astăzi nu-i mai recunoști. Astăzi când stai de vorbă cu ei, sunt mai răi ca lume. Astăzi când caut cuvintele potrivite, ca să nu jignesc nimeni. Astăzi, atât de ușor, suntem așa de sensibili. Atâția oameni poartă un nume, dar nu l-au pe Dumnezeu. Haideți de exemplu să luăm țara noastră. O țară creștină. Și majoritatea oamenilor se numesc așa. Și se laudă cu lucrul acesta, dar faptele lor tăgăduiesc lucrul acesta. Putem și noi să spunem despre noi. Ce frate, eu sunt păstor. Nu e cu aluzie la fratele Iosif. Ce frate, eu sunt un comitet. Și ce dacă? Nu lucrurile acestea dovedesc că l-ai pe Dumnezeu, ci viața. Nu faptul că ai un loc undeva, într-o ierarhie, ci viața cu Dumnezeu dovedește că l-ai pe Dumnezeu. Ce spuneau oamenii despre Saul? E împăratul Israel. Da, dar de fără Duhul Sfânt. Că Dumnezeu i-a chemat pe împărații lui Israel să fie împărați care să arate spre Dumnezeu.
Să fim un exemplu pentru cei din jur. Să îndemne pe oameni să-L caut pe Dumnezeu. Dar un împărat fără Duhul Sfânt, cum să-i... Ce să le arate la oameni? Din păcate, sunt atâția care au rămas în slujbă sau într-un loc, sau într-o poziție, dar nu mai au pe Dumnezeu. Nu-i mai însoțește Duhul lui Dumnezeu. Stau pe genunchi și se roagă de ochii oamenilor ca să-i auzi tu, cei care stau în jurul lui. Dar el acasă nu se roagă niciodată. Stai înainte și sunt unii oameni care vorbesc așa de frumos din Scriptură. Păi ei acasă niciodată nu o citesc. Și întreb, mă frate, dar de unde ai scos lucrurile pe care le spui? De pe internet. Ca astăzi e posibil. Avem nevoie, frați și surori, în orice ne-a chemat Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Dumnezeu și de Dumnezeu. Fără de Dumnezeu nu putem înainta, nu ne putem schimba. Nu putem lucrurile care sunt slabe, Dumnezeu să le înlocuiască sau să le scoată de tot. Nu se poate. Noi prin puterile noastre niciodată. De aceea spun soțiile noastre și zic în general. Parcă ești mai rău de când ne-am căsătorit. Parcă te-ai schimbat. Păi înainte nu erai așa. Când îmi făceai curte, vorbeai așa de frumos, acum ții la mine. Și cu toate că trebuie să fie invers. Frații mei, Cuvântul lui Dumnezeu spune că așa de clar spune că avem nevoie de Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt îl putem întrista, pe Duhul Sfânt îl putem stinge. Pe Duhul Sfânt, Anania și Safira l-au mințit, au încercat să... Sunt oameni care se împotrivesc Duhului Sfânt, sunt oameni care batjocoresc Duhul Sfânt. Credeți că Duhul Sfânt stă cu un om de care n-ascultă? Credeți că Duhul lui Dumnezeu... Haideți să luăm ca, de exemplu, ca un ceas deșteptător. Dacă folosim ceasul deșteptător dimineața să ne trezim, nu? Și îl ignorăm de fiecare dată. Sună, lasă sună. Și tot așa. Credeți că ceasul acela va mai avea vreun efect în viața noastră? Nu. Pentru că noi nu ascultăm. Noi nu-l oprim. Noi nu ne folosim de el. Așa este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să fie o călăuză. Trebuie să fie ceva intern în noi care să ne ajute să creștem, să mergem înainte. Să ne schimbăm înspre bine, înspre Domnul, înspre afățișoarea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Citeam acum, nu de mult, o carte despre lucrarea Duhului Sfânt. Și acolo erau păreri împărțite. Alții spuneau, unii dintre comentatori spuneau că Duhul Sfânt nu se poate pierde, alții spuneau că se poate. Am citit ambele comentarii și doar atâta vreau să vă îndemn în această seară. Acolo, poate la casele dumneavoastră, sau pe drum, sau undeva în singurătate, unde în cămăruța dumneavoastră, puneți-vă întrebările acestea cu privire la Duhul Sfânt. Atunci când mă cercetez, mă interesează ce spune Dumnezeu sau ceilalți. Atunci când stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, o fac
pentru mine, dar asta mă refer să-ți răspund sincer ție, pentru că n-au niciun rost întrebările acestea dacă nu ești sincer cu tine însuți. Mă rog pentru mine ca să cresc în relație cu Dumnezeu sau o fac din obligație. Odată unul dintre copiii mei mi-a spus: tata, tu vrei să faci împărtășie în fiecare sâmbătă, că atunci pot și eu. Dar eu să nu-i văd pe cei mari. Eu să-ți la muncă. Și i-am explicat copilului meu că este atât de importantă părtășia și trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și el a spus: da, dar eu nu simt nimic. Eu mai bine aș face altceva. Și am explicat: dacă noi, ca și părinți, nu vă înducem în cor, nu vă călăuzim pașii spre lucrurile acestea, cine să vă învețe? Va veni o zi când îți vei preda viața în mâna lui Dumnezeu și atunci o să-mi mulțumești. Și atunci o să-mi spui mie ca și tată, îți mulțumesc că m-ai ajutat, că m-ai încurajat, că m-ai învățat cum să mă rog, că m-ai învățat cum să citesc Biblia, că m-ai învățat cum să mă apropii de Dumnezeu. Nu? Acum ei nu văd, dar vor vedea într-o zi. Așa sperăm, ca și părinți. Toți, vorbeam cu mine aici, toți părinții, într-o zi sperăm ca și cu copiii noștri să se întoarcă la Dumnezeu. Să se întoarcă la Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu. Asta facem. Stai acolo în cămăruța ta și întreabă-te: Doamne, dacă nu am Duhul Sfânt, eu nu pot merge înainte. Dacă tu nu ești în mine, eu nu mă pot schimba. Oricât ar spune soțul meu sau soția mea sau copiii mei, oricât m-aș lupta eu firește, nu pot. Duhul lui Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Așa cum l-a schimbat pe Saul. I-a dat o altă inimă. L-a umplut cu Duhul Sfânt. N-a făcut-o el, că n-avea cum. Dumnezeu a schimbat lucrul acesta. Nu vrei să-L întrebi pe Dumnezeu în sinceritate? Poate va veni la noapte. Și repet, din toată inima mea o spun. N-aș vrea niciunul să nu fie acolo. Niciunul. Toți să fim împreună. Să ne bucurăm împreună. Așa cum ne-am bucurat și în toate seriile acestea și toate diminețile acestea în casa lui Dumnezeu. Să ne bucurăm o veșnicie împreună. Dar este important să-L avem pe Duhul Sfânt. Al treilea punct despre care am vorbit, despre ascultare de Dumnezeu, despre ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta, toate trei puncte acestea se leagă unul de celălalt. Frații mei și surorile mele, știu că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Știu și cred din toată inima mea. Haideți să ne motivăm mai mult să-L urmăm pe Dumnezeu. Să Cuvântul lui Dumnezeu să provoace noi prin Duhul Sfânt dorința să căutăm pe Dumnezeu mai mult. Să venim la El și să petrecem mai mult cu El. Să creștem în părtășie cu El. Dumnezeu să ne descopere din ce în ce mai mult. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta și cine știe, poate lângă dumneavoastră stă un Moise sau un Daniel. Nu știu. Dar Dumnezeu se poate folosi de fiecare dintre noi așa cum vrea El. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute pe fiecare să trăim Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru fratele meu care a împărtășit cu noi aceste cuvinte și vorbit aici de Saul, de primul împărat al lui Israel și încă o dată se dovedește adevărat Cuvântul lui Dumnezeu care spune prin gura înțeleptului că mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui.
acest Saul care avea toate calitățile ca și om să se laude, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2 că el avea un fiu cu numele Saul. Tânăr și frumos, mai frumos decât orice copil din Israel. Mă gândesc că se referă aici la partea fizică, la fizionomia omului. Un om înalt, cu un cap mai înalt decât toți din Israel, un om frumos, avea toate motivele să fie mândru de el, să fie țanțoș, cum spunem noi, să se laude. Dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu că era plin de smerenie omul acesta. Și ce bine era dacă rămânea la smerenie. Ce bine era dacă și atunci când a fost împărat și când a fost un împărat, spunea cineva vrăjmaș și despre el, spunea ce poate să facă și Saul ăsta. Ce mai poate să facă și el? Și după ce a avut o biruință, cei din jurul lui au spus, aduceți-i pe ea care l-a vorbit pe Saul de rău, aduceți-i încoace să-i tăiem în bucăți, să le arătăm ce poate să facă Saul. Și Saul a spus nu. A spus nu. Astăzi Dumnezeu a dat o mare biruință. Și nu moare nimeni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu de aceiași oameni când l-a vorbit rău pe unsul lui Dumnezeu, pe Saul. Și ce a făcut Saul? S-a făcut că nu-i aude. S-a făcut că nu-i aude. Să fii cu un cap mai înalt decât oricare din Israel, să ai sabia în mână, să ai puterea împăratului. Să te faci că nu-i auzi pe niște oameni pe care în 5 minute poți să-i pui la 2 metri sub glie. Și zice, a fost Saul, un om smerit. A fost un om păcăit. Și ce bine era dacă rămânea la cele smerite. Dragii mei, să rămânem niște oameni smeriți. Amin? Amin. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mă refer la tine? În gura înțeleptului, știți ce spune? Ceea ce face farmecul unui om, știți ce este? Este bunătatea Lui. Aduceți-vă aminte tinerilor de asta. Este bunătatea Lui. Nici hainele care le iei, nici câte porți de drept de țanțoș. Vine vremea când te îndoi din spate. Este bunătatea ta. Vrei să fii apreciat între oameni? Vrei să fii băgat de seamă în biserică între oameni? Să fii luat în seamă de Dumnezeu? Poartă-te un om cu bunătate. Și nu cu bunătate ca bunătatea oamenilor. Cu bunătatea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui. Și apoi aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne călăuzească în săptămâna în care am intrat. Eu știu, poate unii dintre noi vine să apropie sărbătorile, unii poate să opresc din muncă, să duc în stânga, în dreapta, să duc în alte părți. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească pe toți acești. Sunt frații noștri și gândesc așa cum a zis fratele Emilian. Nici nu concep, nici nu vreau ca să mă gândesc că vreunul dintre noi care am stat cu dumneavoastră un an, doi, cinci ani, și la bune, și la mai puțin bune, să lipsim de acolo, din împărăția lui Dumnezeu. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească pe toți. Pe cei care vor veni de la Kitchener, pe frații noștri. Dumnezeu să-i păzească, să-i ocrotească. De altfel, aș vrea să vă spun că pe unii dintre ei Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca în anul ce vine o să organizăm și noi aici să nu trebuiască să ne ducem în alte părți. Pentru că Dumnezeu e peste tot. Tot ce se cere. O inimă sinceră, curată și să cerem în numele Domnului Iisus Hristos Duhul Sfânt și ne va fi dat. Amin? Amin. Haideți să ne credințăm în mâna Domnului.